Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, pentru această zi de sărbătoare. Dear brothers and sisters, ladies and gentlemen, for this day of celebration. Vă invit să deschideți cuvântul Domnului la Evanghelia după Matei, capitolul 21. I invite you to open up your Bibles to Matthew chapter 21. Voi citi numai în limba română de la versetul 1 la 17. I will read in Romanian from verses 1 through 17. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfage, înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis: duceți-vă în satul de dinaintea voastră. În el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va zice cineva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: spuneți fiicei Sionului, iată, împăratul tău vine la tine, blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au adus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste ei și el a șezut deasupra. Cei mai mulți din orod își așterneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă strigau: Osana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile prea înalte. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea: cine este acesta? Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. Au intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau un templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. Și le-a zis: este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el i-a vindecat. Dar preoții cei mai de seamă și cărturare, când au văzut minunele pe care le făcea și pe copii strigând în templu și zicând: Osana fiului David, s-au umplut de mânie și au zis: auzi ce zic aceștia? Da, le-a răspuns Iisus, oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug? Și lăsându-i, a ieșit din cetate și s-a îndreptat spre Betania și a rămas acolo. Amin. În această zi de sărbătoare, on this day of celebration, voi veni în fața dumneavoastră cu smerenie, I will humbly come before you, cu un mesaj pe care l-am intitulat Iisus în ziua floriilor. With a message that I've titled Jesus on the day of Palm Sunday. Ziua floriilor sau Palm Sunday, Palm Sunday, nu este o terminologie biblică pentru sărbătoarea de astăzi. It's not a biblical term for the celebration that we're having today. Este o terminologie interpretativă. It's a terminology that's interpretive. Pentru că atunci când traducătorii Sfintelor Scripturii au ajuns la pasajul acesta, because when the translators of the Holy Scripture came to this passage, s-au gândit să pună un titlu la pasaj. They decided to give this passage a title. Și când s-a format sărbătoarea, s-au gândit să pună un nume sărbătorii. And when the celebration around this passage was formed, they decided to give it a name. Și interpretând evenimentele din această zi, and interpreting the events of this day, românii au ajuns la concluzia prin Cornilescu că se poate traduce și înainte de Cornilescu, bineînțeles, sărbătoarea florilor. The interpreters who translated the Bible into Romanian decided to call it Florile, or the celebration of flowers. Americanii sau limba engleză, pentru că în istorie se folosește finicul, un fel de palmier. Those who translated the Bible into English, because there's the leaves, the palm leaves of the palm tree were used. S-au gândit să-i pună numele sărbătoarea palmierului. They chose to call it the celebration of the palm or Palm Sunday. De aceea avem această sărbătoare numită sărbătoarea floriilor în limba română. That's why we have the celebration called Palm Sunday. Deci pentru unii dintre dumneavoastră care poate sunteți mai
sensibil la traduceri și la denumiri de sărbători. So for some of you who are maybe a little bit more sensitive to translations and the interpretations of these meanings, să nu vă supărați de denumirile propriu-zise. Don't be upset with the titles that they've been given. Pentru că multe lucruri din viața creștină, because many things in the life of Christians, nu vor avea denumiri biblice neapărat, aren't necessarily named in the Bible, ci vor avea denumiri interpretative asupra unui eveniment biblic. But they've been given names because of what's happening in the passage. De exemplu, Crăciun. For example, Christmas. Nu este o denumire biblică. You won't find the word Christmas in the Bible. Dar s-a împământenit printre români să se numească Crăciun. But it's become common to call it Christmas or Crăciun in Romanian. Pentru că se pare că noi suntem urmași ai poporului latin, cu limba cel puțin. Because as Romanians are descendants from Latin people. În latină, Crăciunul era numit să sărbătorim împreună, să cântăm împreună. In Latin, the Christmas celebration was a word that was put together from let's celebrate together. Co-oratio. 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 Să sărbătorim împreună. Let's celebrate together. Și românii au românizat limba latină. And Romanians romanianized the Latin language or this Latin phrase. Și nu i-au mai zis co-oratio. And they no longer said it as co-oratio. Ci Crăciun. But it eventually became Crăciun. Este corect. So it's correct. Nu este nebiblic. It's not unbiblical. Și de aceea încă o dată, pentru denumirile pe care le avem în creștinism, that's why once again, some of these titles that we have in Christianity, trebuie să înțelegem că sunt două feluri de denumiri. We have to understand that there are two different types of titles. Unele sunt direct biblice. Some of them are straight from the Bible. Altele sunt interpretative. And others are interpreted. Și sunt corecte. And they're also correct. Cel mai des folosit de noi este Trinitate. The one that we use most often is the word Trinity. Nu este în Biblie cuvântul Trinitate. The word Trinity isn't in the Bible. Dar a trebuit să fie înființat acest cuvânt. But the word Trinity is necessary and it was put together. Și istoria biblică atribuie înființarea acestui cuvânt. And biblical history attributes the creation of this word teologului și avocatului latin Tertullian. To the theologian and lawyer Tertullian. Stând în fața senatului ca să apere creștinismul, standing before the Roman Senate in order to defend Christianity, Tertullian ca avocat, Tertullian as a lawyer, a trebuit să vorbească senatului să înțeleagă că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu în trei persoane, un Dumnezeu trinitar. Speaking to the Senate and trying to make them understand what Christianity is about, he had to make them understand that our Lord is three persons. Și de aceea el a înființat terminologia Trinitate. And that's why he used this word Trinity. Astăzi avem sărbătoarea floriilor. But today we have the celebration of Palm Sunday. În această zi de sărbătoare aș vrea să ne uităm la Iisus Hristos din patru aspecte distincte. And today on this celebration day I want to look at Jesus Christ in four different ways. Pentru că ne punem întrebarea, ce se întâmplă la florii? Because we ask ourselves what happens on Palm Sunday. În această zi de sărbătoare numită Florii, on this day of celebration called Palm Sunday, în primul rând, in the first place, Iisus și-a arătat pentru prima dată identitatea lui reală. This is when Jesus first showed his real identity. Identitatea lui reală. His true identity. Cuvântul Domnului ne spune în versetul 3, the word of God says in verse 3, dacă vă va zice cineva ceva, if anyone says anything to you, să spuneți, you should say, fiți atenți, că Domnul. And pay attention, that the Lord. Niciodată până astăzi, Iisus Hristos în timpul vieții lui personale n-a folosit această denumire pentru sine. Until this point, Jesus had never used this word about himself or this term about himself until this day. Ceea ce este tradus în românește Domnul, what is translated into Romanian or English as the Lord, este în limba ebraică Yahweh sau Jehovah. Is in the Hebrew language Yahweh or Jehovah. Adică merge și spuneți că Dumnezeu v-a trimis. In other words, he's saying go tell them that God sent you. Niciodată Iisus Hristos n-a folosit această terminologie despre sine. He never referred to himself up until this point using this terminology. Deci primul lucru, ziua floriilor este ziua revelării identității lui Iisus. So Palm Sunday is the day where Jesus Christ was revealed.
Ca Dumnezeu, as God, El este atot puternic, He is all powerful, atot cunoscător, all knowing, și atot prezent. And all present. De aceea ne putem rezema pe acest Dumnezeu, that's why we can rest on this God, putem crede în El, we can believe in Him, și putem să slujim cu credincioșie pe acest and Dumnezeu. We can serve Him faithfully. El nu este numai omul Iisus. He's not just the man, Jesus Christ. Este Dumnezeul Iisus Hristos. He is God, Jesus Christ. S-a născut supranatural, He was born supernaturally, prin Fecioara Maria, through the Virgin Mary, așa cum cuvântul Domnului ne spune, as the word of God tells us, și cum v-am vorbit la vremea potrivită, la Crăciun, and as I've spoken to you at Christmas, când a venit în lumea noastră, when he came to our world, El nu s-a născut în mod natural. He wasn't born in a normal way. În urma unei uniuni între un bărbat și o femeie. Through the union of a man and a woman. El este sămânța femeiei. He is the seed of the woman. Nu are tată pământesc. He doesn't have an earthly father. Ci El ne spune cum a venit în lumea noastră. But he tells us how he came into our world. În Evrei 10:5, dacă vrei să puneți pe ecran. In Hebrews 10 verse 5. Spune, când El a venit în lumea noastră, El spune aceste lucruri. He says that when he came into our world, he says these things. El fiind Iisus, him being Jesus, vorbește către Tatăl Ceresc. Tu mi-ai pregătit un trup. Speaking to God the Father, he says, you, when he came into this world, you prepared a body for me. Deci Iisus Hristos a venit în lumea noastră în mod supranatural. So he came into our world in a supernatural way. Dumnezeu care îl vom numi de aici încolo Dumnezeu Tată. God who we will refer to from now on as God the Father. Și aceasta în relație cu Iisus Hristos care nu are tată pământesc. And this is in relation to Jesus Christ who doesn't have an earthly father. A pregătit ca și pentru Adam un trup special pentru Iisus. He prepared just as he prepared one for Adam, a special body for Jesus Christ. Unul minuscul. One minuscule. Și acest trup special care l-a pregătit. And this body that he prepared. Dumnezeu l-a implantat în pântecele Mariei. God planted or implanted into the womb of Mary. În sămânța femeii, în ovulul Mariei. Into the seed of the woman. Apoi cea de-a treia persoană din Trinitate, then the third person of the Trinity, numită Duhul Sfânt, named the Holy Spirit, a animat acel trup pregătit de Tatăl Ceresc. The Holy Spirit animated that body that was prepared by God the Father. Așa că Iisus Hristos a putut să se așeze în acel trup. So that Jesus Christ was able to take residence in that body. Și să se dezvolte apoi să crească ca om. And to grow and to develop as a man. Să trăiască o viață fără de păcat. To live a life without sin. Apoi să se facă păcat în locul nostru. Then to become sin in our place. Și cu sângele lui sfânt. And with his holy blood. Să poată să ne răscumpere pe noi. To then redeem all of us. Sărbătoarea Floriilor. The celebration of Palm Sunday. Ne revelează pentru prima dată identitatea divină a lui Isus. He reveals for the first time his divine identity. Din perspectiva lui. From his perspective. Pentru că El spune: merge și spuneți. Because he says, go and tell them. Că eu, Jehova, v-am trimis. That I, Yahweh, have sent you. Isus este Domnul. Jesus Christ is God. Iisus este Dumnezeu. Jesus Christ is the Lord. Este Dumnezeu glorios. He is the glorious God. El nu este numai unul dintre proroci. He's not just one of the prophets. El nu poate fi asemănat cu Mahomed. He can't be likened unto Muhammad. Sau cu orice lider religios. Or to some other religious leader. Pentru că nu are asemănare nici în cer, nici pe pământ. Because there's no one like him in heaven or on earth. El este unic. He is unique. Este un Dumnezeu adevărat. He is the true God. Din Dumnezeu adevărat. From God. De aceea putem și noi să-i dăm glorie acestui Dumnezeu. That's why we can give glory to this God. Să ne închinăm lui. To worship him. Și să credem în puterea și în autoputernicia lui. And to believe in his power. Al doilea lucru pe care ne-l arată Iisus în ziua de flori. The second thing that Jesus reveals on Palm Sunday. Este nu numai identitatea lui. It's not just his identity. Este poziția lui. But it's his position. El este împărat. He is king. Și se vede această poziție revelată aici în textul nostru prin trei aspecte distincte. And we see this position that he has as king through three different aspects in the text. Astfel el poruncește. He commands people. Un împărat poruncește. A king can command. Uitați-vă aici, duceți-vă. Listen where he says go. Dezlegați-l. Untie. Aduceți-l. Bring him.
Este poruncă împărătească. This is a kingly command. Deci ca împărat el se remarcă prin faptul că poate să poruncească. And we could see that he is a king because he can command people. Și al doilea aspect al acestui împărat. And the second part of him being a king. Este că are slujitori care îl ascultă. Is that he has servants who listen to him. Cuvântul Domnului spune aici în versetul 6. The word of God says in verse 6. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. The disciples went and did just as Jesus directed them. S-au dus. They went. Au dezlegat măgărușul. They untied the donkey. Și l-au adus la Iisus Hristos. And they brought him to Jesus Christ. Când un împărat poruncește, when a king commands, nimeni nu întreabă de ce. Nobody asks why. Ci se duce și execută. But they go and they execute the command. Și noi trebuie să fim slujitori acestui împărat. And we need to be the servants of this king. Și să nu punem întrebări la adresa lui Dumnezeu. And to not question God, de ce, Doamne? Why God? Ci trebuie să spunem, Doamne, acum mă duc. But we need to say, Lord, iată-mă, trimite-mă. Here I am, send me. Și al treilea aspect legat de împărăția lui, de poziția lui de împărat, and the third part tied to his kingship, este revelat în felul în care el se prezintă națiunii iudaice ca împărat. It's revealed in the way that he presents himself to the Hebrew nation. Cuvântul Domnului spune în versetul 7. The word of God says in verse 7. Că au adus măgărușul la el. That they brought the donkey to him. Și Iisus s-a așezat pe măgăruș. And Jesus sat on the donkey. Acesta era felul de încoronare adevăraților împărați în Israel. This is the way that the true kings of Israel were crowned. Iisus Hristos n-a intrat în Ierusalim călare pe un cal. Asta este important. Jesus, this is important. He didn't enter Jerusalem riding on a horse. Toți împărații pământului până la el, dacă sunt prezentați călare pe un cal impunător. All kings throughout history on earth, when they're presented riding on a large and powerful horse. Dar calul în Biblie este simbolul războiului. But the horse in biblical terminology represents war. Iisus n-a venit la noi războinic ca and să se impună ca împărat. And Jesus didn't come to us in a warlike manner in order to impose himself as king. El a venit călare pe un măgăruș. He came riding on a donkey. Măgărușul în Biblie și în cultura popoarelor de pretutindeni. And the donkey in the Bible and in lots of cultures. Este simbolul animalului care poartă greutățile. Is symbolic of the animal that carries our burdens. Iar ca împărat Iisus a venit la noi să ne spună. And Jesus Christ as king came to tell us. Eu sunt un împărat diferit. He said I'm a different kind of king. Sunt un împărat care am venit să vă port poverile. I came as a king to carry your burdens. Am venit nu să muriți pentru mine. I didn't come that you would die for me. Să vă puneți centura cu exploziv pe voi pentru mine. For you guys to strap bombs around you and to die for me. Și să omorâți oameni nevinovați. And to kill innocent people. Și am venit să mor eu pentru voi. But I came to die for you. Să vă ridic poverile. To lift up your burdens. Să vă port poverile. To carry your burdens. De aceea putem să spunem și noi cu psalmistul. And that's why we can say as the psalmist said. Binecuvântat să fie Domnul. Blessed be our Lord. Care zilnic ne poartă povara. Who daily carries our burdens. Mărire Domnului. Praise God. Un împărat binecuvântat. A blessed king. În această zi de florii. So today on Palm Sunday. Iisus ne arată nu numai identitatea lui. Jesus doesn't only show us his identity. Nu numai poziția lui. Not only his position. Dar în al treilea rând ne arată lucrarea lui. But thirdly, he shows us his work. Și care este această lucrare? And what is this work? Este cel puțin o lucrare îndoită în pasajul nostru. And it's a work that has two different parts. Versetul 12. Verse 12. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu. Jesus went into the temple complex. A dat afară pe toți ce vindeau și cumpărau un templu. And drove out all those buying and selling in the temple. A răsturnat mesele schimbătorilor de bani. He overturned the money changers' tables. Și scaunele celor ce vindeau porumbei. And the chairs of those selling doves. Versetul 14. Verse 14. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu. The blind and the lame came to him in the temple. Și el i-a vindecat. And he healed them. Lucrarea lui are două aspecte distincte aici. His work has two separate parts. Prima este curățirea. The first part is cleansing. El a intrat în templu să curețe templu. He entered the temple in order to cleanse it. Biserica lui Dumnezeu trebuie să fie o biserică sfântă, curată. The church of God needs to be a clean and holy place. Noi nu venim aici să facem business. We don't come here to do business. Nu venim aici să facem aranjamente de business. We don't come here to make arrangements. Nu venim aici ca să ne întâlnim cu fete și cu băieți. We don't come here to meet with boys or with girls. Și să folosim oamenii pentru planuri
planurile noastre personale. And to use people for our own plans. Venim aici ca să ne întâlnim cu Dumnezeu. But we come here to meet with God. De aceea când intri în casa de rugăciune. That's why when you enter the house of God. Ține minte că intri într-un loc sfânt. Remember that you're entering into a holy place. De aceea poartă-te ca om sfânt. So comport yourself as a holy person. Îmbracă-te ca un om și o femeie sfântă. Dress as a holy and a holy man or woman. Vorbește ca un om sfânt. Speak as a holy person. Gândește ca un om sfânt. Think as somebody who is holy. Și ține minte că stai în prezența unui Dumnezeu sfânt. And remember that you stand in the presence of a holy God. Unul care este așa de sfânt. One who is so holy. Că ochii lui nu pot să privească păcatul. That his eyes cannot stand to look on sin. De aceea dacă vrei să se uite Dumnezeu la tine. That's why if you want God to look at you. Dacă vreau să se uite la mine. If I want God to look at me. Fiindcă nu vede, nu poate vedea păcatul. Since he cannot look on sin. Nu trebuie să fiu un ipocrit. I can't be or I shouldn't be a hypocrite. Un fățarnic. Or somebody with a double face. Să spun că sunt ce nu sunt. To say that I'm something that I'm not. Și trebuie să fiu omul lui Dumnezeu. But I need to be the man of God. Un om sfânt. A holy man. Un om temător de Dumnezeu. A man who fears God. Unul care m-am lăsat spălat în sângele Domnului Iisus Hristos. Somebody who allowed myself to be washed. M-am lăsat înnoit de Duhul Sfânt. Who allowed myself to be renewed in His blood. Unul care sunt o făptură nouă. One who is a new creation. Sfințirea templului. The cleansing of the temple. Primul lucru pe care îl face Domnul. That's the first thing that God does. Și Domnul trebuie să facă și astăzi același lucru. And Jesus Christ needs to do that same cleansing today. Dar nu numai biserica ca loc trebuie curățită. But not just the church as a location. Noi trebuie să fim curățați. We need to be cleansed. Pentru că noi suntem templul lui Dumnezeu. Because we are the temple of God. De aceea să ne păstrăm trupul curat. That's why we need to keep our bodies cleansed. Sufletul curat. Our souls clean. Și duhul curat. And our spirit clean. Pentru că Iisus Hristos vine în templul lui. Because Jesus Christ comes into his temple. Este ziua de sărbătoare în care el își arată lucrarea. It's the day of celebration when he shows his work. Și prima parte a lucrării lui este curățirea poporului său. And the first part of his work is cleansing of his people. Curățirea templului său. The cleansing of his temple. Deci lasă-te spălat de sângele lui. That's why let yourself be washed in the blood of Christ. Lasă-te curățat de cuvântul lui. Let yourself be washed in the word of God. Și lasă-te înnoit de Duhul lui Dumnezeu. And let yourself be renewed by the Spirit of God. Și apoi al doilea lucru în aspectul lucrării sale. And the second part of his work is. Pe lângă curățire. Besides cleansing. Este restaurarea bisericii. Is the restoration of the church. Biserica, cum am spus, nu este un loc pentru business. The church, as I mentioned before, isn't a place for business. Aici nu venim ca să ne aranjăm afacerile noastre. We don't come here to do business transactions. Aici venim la un loc de vindecare. But this is a place of healing. Restaurarea bisericii. The restoration of the church. Este că biserica trebuie să fie o casă de rugăciune. Is because the church needs to be a house of prayer. Un loc unde se zidește poporul prin cuvânt. A place where the people are built up through the word. Și un loc unde poporul se vindecă. And a place where the people are healed. Se vindecă în trup. They are healed in their bodies. Se vindecă în suflet. They're healed in their souls. Se vindecă în duh. They're healed in their spirits. Și primii care sunt vindecați sunt cei ce nu văd, pentru că uitați ce spune cuvântul Domnului. And the first who are healed are those who don't see, because that's what the word of God says. Niște orbi. That the blind. Câte vreme nu cunoști cuvântul lui Dumnezeu. As long as you don't know the word of God. Și știi despre Dumnezeu doar din tradiția cu care ai crescut. And you know about God only through the tradition that you were raised with. Sau poate ai învățat despre Dumnezeu numai pe National Geographic. Or maybe you learned about God on National Geographic. Înseamnă că nu-l cunoști pe Dumnezeu. It means that you don't know God. Din perspectiva lui Dumnezeu ești orb. From God's perspective it means that you are blind. De aceea ochii tăi trebuie luminați. That's why your eyes need to be illuminated. Spălați în sângele Domnului Iisus Hristos. Washed in the blood of Jesus Christ. Unși cu alifia Duhului Sfânt. Anointed with his holy oil. Ca să poți să vezi că Iisus Hristos este Dumnezeu. So that you can see that Christ is God. Că lucrarea lui este o lucrare de restaurare. That his work is a work of restoration. Că el este împărat. That he is king. Și trebuie să fie împărat în viața ta. And that he needs to be king in your life. Împărat în familia ta. King in your family. Împărat în afacerile tale. King in your business. Împărat în dorințele tale. King in your desires. Împărat în tot ce ești. King in all that you are. Glorie lui. Praise God. Și apoi, and then, pe lângă orbi, șchiopi. And then besides blind there were lame. Pentru că ceilalți care trebuie vindecați, because the other people who need to be healed, sunt cei care nu știu să umble. Are those who don't know how to walk. Cei ce șchiopătează. Those who can't walk. Cei care confundă că și biserica este la fel ca și o discotecă. Those who stumble and think that the church is just like a club.
Că și biserica este ca un local de noapte. That the church is just like any sort of bar or place where you go. Cine umblă cu Dumnezeu? But those who walk with God. Umblă unde umblă Dumnezeu. Walk where God walks. Calcă unde calcă Dumnezeu. They take steps where God takes steps. De aceea cuvântul Domnului prin Sfinții Apostoli este acesta. That's why the word of God through his apostles is this. Pavel zice. Paul says. Călcați pe urmele mele. Step or follow me. Că și eu calc pe urmele lui Hristos. As I follow Christ. Adu-ți aminte în această dimineață. Remember this morning. Nu călca pe unde nu calcă Hristos. Don't go where Christ doesn't go. Nu te duce unde nu merge Hristos. Don't go where he doesn't go. Ci fii ca el. But be like him. Poartă identitatea lui în tine. Carry his identity in you. Fiți sfinți că el este sfânt. Be holy because he is holy. Aceasta este lucrarea lui. And this is his work. O lucrare de curățire. A work of cleansing. Și o lucrare de restaurare. And a work of restoration. Și apoi în al patrulea rând și în ultimul rând. And then in the fourth term. Vedem reacția la lucrarea lui la persoana lui Isus. We see the reaction to the person of Jesus Christ. Două reacții. Two reactions. O parte dintre oameni, a part of the people, au reacționat cu bucurie. Reacted with great joy. Au recunoscut că este împărat. They recognized that he's the king. De aceea au spus, Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana fiului David. That's why they said Hosanna to him who comes in the name of the Lord, Hosanna to the son of David. Au recunoscut cuvântul lui Dumnezeu. They recognize the word of God. De aceea se menționează. That's why it's mentioned. Că ce se întâmplă este potrivit cu ceea ce au spus prorocii. That what was happening is according to what the prophet said. Zaharia capitolul 9 cu versetul 9 spune lucrul acesta. Zechariah chapter 9 verse 19 says. Saltă de veselie, fiica Sionului. Jump for joy, daughter of Zion. Că iată că împăratul tău vine. Because look, your king comes to you. El este blând și smerit. He is humble. Humble. Călare pe un măgăruș. And he rides on a donkey. Este ce scrie în proroci. It's what is written in the prophets. Și oamenii au recunoscut lucrul acesta. And the people recognized that that's what was happening that day. De aceea s-au bucurat. That's why they were rejoicing. Pentru că au văzut că Isus este împărat. Because they saw that Jesus Christ is king. Au văzut că Isus este Dumnezeu. They saw that Jesus Christ is God. Și au văzut că cuvântul Domnului este drept. And they saw the word of God happening before their eyes. Dar nu numai o parte dintre oameni au văzut lucrul acesta. But not just a part of the people saw this. Fiți atenți acum ce vă spun. Pay attention to what I'm telling you. Chiar și copiii au simțit lucrul acesta. Even the children sensed these things. Copiii au un simțământ special în legătură cu Dumnezeu. Children have a special sense when it comes to the things of God. De aceea Domnul se bucură de copii. That's why God rejoices over children. Și venirea lui Iisus Hristos în lume. And the coming of Christ into the world. Anulează blestemul adamic. It annuls the curse of Adam. Și toți copiii care se nasc sub soare, toți. And all the children who are born under the sun, all of them. Toți, fără excepție. All of them without exception. Creștini, evrei, musulmani, Christians, păgâni, Jewish, Muslim, Hindus. Sunt copiii lui Dumnezeu. All of them are sunt mântuiții lui Dumnezeu. They are saved or the saved of God. Până când nu ajung la vârsta discernerii responsabile dintre bine și rău. Until they reach the age of being able to discern good and evil. Sunt copii ai lui Dumnezeu, mântuiții Domnului. They are the children of God, they are the saved of God. Roman capitolul 5 spune lucrul acesta. Romans chapter 5 tells us this. Studiați cu atenție. Study it with attention. Și veți vedea că Roman este scris în acord cu ce a spus Iisus Hristos. And you will see that Romans is written according to what Christ said. Referitor la copii, Iisus afirma. About children, Jesus said. Împărăția lui Dumnezeu. That the kingdom of God. Este a unora. Is belongs to those. Ca noi. Like us. Ca ei. No, but it's belongs to those like them. Când a spus ca ei. And when he said to them. A spus ca ei copiii. He was talking about the children. Ca toți copiii. Like all children. Pentru că acești copii, cum v-am spus, toți copiii se nasc prin Iisus Hristos absolviți de vinovăția adamică, chiar dacă se nasc în păcat. Because all children when they are born, they are absolved of the guilt of Adam. Copiii simt în prezența lui Dumnezeu. And children sense something when they're in the presence of God. Vreau să vă spun încă ceva mai mult. I want to tell you something even more. Un copil simte prezența lui Dumnezeu și în pântecele mamei. Somebody or a child senses the presence of God even in the womb of his mother. Chiar și acolo poate să fie botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. Even there they can be baptized with the Holy Spirit. Aduceți-vă aminte de Ioan Botezătorul. Remember John the Baptist. Elisabeta a spus. Elizabeth said. Maria, cum ți-ai deschis gura să vorbești cu mine? Mary, when you opened your mouth to speak to me. Copilul din pântecele meu, the child in my care este în luna a șasea,
who was six months old. S-a umplut de Duhul Sfânt. He was filled with the Holy Spirit. Și a început să salte de bucurie în pântece. And he started to jump for joy in my womb. Nu-i mare Dumnezeu? Isn't God great? De aceea pentru vorbesc acum membrilor bisericii. And that's why I'm speaking to the members of our church today. Și pastorilor care ne urmăresc de pretutindeni. And to the pastors who are following us from dacă wherever. Sunteți la cina Domnului. If you're at the Lord's communion. Și un copil vă cere, dăm și mie din cina Domnului. And a child asks you, give me from the communion too. Nu faceți un sacrilegiu, o faptă rea. Don't commit a sacrilege. Dați copilului cina Domnului. And give that child communion. Copilul poate să ia cina Domnului. A child can take communion. Pentru că împărăția Domnului este unora ca ei, nu ca tine. Because the kingdom of God belongs to those like them, not like you. Amin. Amen. Nu vă place să auziți, dar asta este adevărul. Maybe you don't like to hear this, but that's the truth. Acesta este adevărul. Nu că facem o regulă în biserică, dar nu se greșește, nu se face păcat dacă cineva a dat la un copil cina Domnului. So we're not trying to make a rule in the church, but what we're trying to say is that it's not a mistake to give children communion. Copiii simt prezența lui Dumnezeu. Because children sense the presence of God. Și nu numai că o simt, cântă prezența lui Dumnezeu. And not only do they sense it, but they strigă prezența lui Dumnezeu. They shout for joy in the presence of God. Uitați aici, Osana fiului David. Look at this passage. They were saying, copiii strigau aceasta în templu. Hosanna, the children were singing this in the temple. De unde au copiii această revelație că Iisus este fiul lui David? And where do the children have this revelation that Jesus is the son of David? Pentru că nu știau de David. Because they didn't know about David. Dar aveau revelația lui Dumnezeu în ei. But they had the revelation of God in them. Pentru că sunt mântuiții Domnului. Because they are the saved of God. Însă este a doua grupare. But there's a second group of people. Aceia care ar trebui să știe. Those who should have known better. Care ar trebui să cunoască. Those who should have known. Și care se mânie. But they become angry. Dar de ce trebuie să curățească el templu? And they ask themselves, why does Jesus have to cleanse the temple? De ce trebuie să vindece el bolnavi în templu? Why does he have to heal the sick in the temple? Sunt geloși? They're the jealous. Sunt invidioși? The ones who are jealous. Sunt aceia care întotdeauna spun eu. They're the ones who always say I. Cum nu s-a făcut prin mine? Wasn't it done through me? Nu s-a bucurat biserica când am predicat eu? Didn't the church rejoice when I preached? S-a bucurat când a predicat ăsta? Did the church rejoice when this guy preached? Nu s-a bucurat biserica când am cântat eu? Didn't the church rejoice when I sang? Păi eu am un nume deja. But I have a name. Sunt artist. I'm an artist. S-a bucurat când a cântat fratele Ion din de unde? They rejoice when that country bumpkin sang? Cum vine asta? How is that possible? Geloșii. The jealous. Invidioșii. The jealous. Aceia care nu pot să-l vadă pe Dumnezeu. Those who can't see God. Pentru că nu-l pot vedea pe Dumnezeu din cauza că se văd numai pe ei înșiși. They can't see God because they only see themselves. Frați și surori, doamnelor și domnilor. Brothers and sisters, ladies and gentlemen. Noi trebuie să-l vedem pe Domnul în mijlocul nostru. We need to see God in our midst. Domnul trebuie să fie mare între noi. God needs to be great in our midst. Cum spunea Ioan Botezătorul. As John the Baptist said. Dacă vărul meu Iisus. If my cousin Jesus începe să crească, begins to rise, eu mă bucur de lucrul acesta. I'm happy about eu trebuie să mă micșorez. I need to become smaller. Dacă Dumnezeu vrea să ridice dintre noi un lucrător, if God wants to raise up toți păstorii trebuie să spunem us, lucrul acesta. All the pastors need to say this. Noi trebuie să ne micșorăm. We need to become smaller. Să lăsăm să crească. To let them pentru că lucrarea Domnului trebuie să continue. Because the work of God needs to continue. Nu se oprește lucrarea Domnului cu mine. The work of God doesn't stop with me. Nici cu tine. And not with you. De aceea această întrebare ne la locul ei. That's why this question that doesn't make any sense. Oare ce s-o face biserica după ce merge generația aceasta? I wonder what's going to happen when this generation disappears. Știi ce se va face? Do you know what's going to happen? Exact ce a spus Iisus Hristos. Exactly what Jesus said. Nu vă faceți nicio problemă. Don't worry about a thing. Pentru că eu voi zidi biserica mea. Because I will build my church. Cel ce o zidește Iisus. The one who builds it is Jesus. Și dacă nu se poate folosi de tine, and if he can't use you, se va folosi de un măgar. He's going to use a donkey. Dar o va zidi-o. But he will build his church. Pentru că pe el nimeni și nimic nu-l poate împiedica. Because nothing and no one can hinder God. Este zi de sărbătoare. It's a day of celebration. Este zi de glorie. It's a day of glory. Este ziua în care Iisus Hristos și-a arătat identitatea. It's the day when Jesus Christ revealed his identity. Eu sunt Yahweh. I am Yahweh. Eu sunt Dumnezeu. I am God. Dumnezeu atotputernic. The all-powerful God. Dumnezeu atotprezent. The all-present God. Dumnezeu atotcunoscător. The all-knowing God. Singurul Dumnezeu salvator. The one and only saving God. Eu sunt împăratul. I am king. Un împărat care n-a venit să vă forțez a king who didn't come to force you să fiți slujitorii mei to be my servants.
Un împărat care n-a venit să vă cer să muriți pentru mine. A king who didn't come to ask you to die for me. Deși unii dintre voi veți muri, even though some of you will die. Și eu sunt împăratul care am venit să mor pentru voi. But I am the king who came to die for you. Pentru că eu sunt Domnul care vă poartă poverile. Because I am the God who carries your burdens. Eu sunt Domnul care am venit să curăț. I am a God who came to cleanse. Să sfințesc poporul meu. To sanctify my people. Să sfințesc templul meu. To sanctify my temple. Să te sfințească pe tine și pe mine. To sanctify you and me. Și să vindece and to heal în poporul Domnului. In his people. Cum reacționezi tu la lucrarea lui Dumnezeu? So how do you react to the work of God? Te simți provocat de această lucrare a lui? Are you provoked by this work of God? Simți că ți se duce ție mândria, gloria? Do you think that your pride or your importance is marginalized? Vei continua să fii ca acești preoți care slujeau la templu? Are you going to continue to be like these priests at the temple? Care s-au supărat și pe copiii care au crezut. Who became angry even with the kids who believed. Este ceva peste mintea mea de a pricepe. It's beyond my ability to understand. Mai bine să te bucuri să vezi copilul blestemând și înjurând. Would you rather see the children blaspheming and cursing? Decât să-i vezi rostind numele Domnului? Than to see them speaking the name of God? Spune copiilor să tacă. Tell those children to be quiet. Auzi ce strigă despre tine. Listen to what they're saying about you. Ești fiul lui David. That you're the son of David. Dar Iisus Hristos le-a spus, chiar sunt. But Jesus told them, yes, pentru I am. Eu sunt Dumnezeu. Because I am God. Sunt singurul urmaș legitim pe tronul lui David la ora actuală. I am the only legitimate descendant of David. Voi sta pe tronul lui David. And I will sit on the throne of David. Pentru totdeauna. For all eternity. Și nimeni nu mă va mișca de pe tronul acesta. And nobody will move me off. Pentru că of eu sunt împăratul împăraților și domnul domnilor. Because I am the king of kings and the lord of lords. În cartea voastră pe care o studiați scrie lucrul acesta. In your book that you're studying it says this about me. Dar v-ați uitat în ea când m-am născut? But you looked at it when I was born. Și când Irod v-a întrebat? And when Herod asked you. Unde trebuie să se nască Hristosul? Where is the Christ supposed to be born? I-ați spus, you told him, în Betleemul din Iudeea, in Bethlehem of Judea, așa cum spune prorocul. Just as the prophet said. Dar ce ați făcut după aceea? But what did you do after? V-ați dus și v-ați culcat. You went and you slept. V-ați dus și ați dormit. You went and you slept. Ați mâncat până când ați ajuns de 600 de pounds. You ate until you became 600 pounds. Și n-ați făcut nimic pentru voi. And you didn't do anything. Acum? Now? Trebuie să vă spună copiii cine sunt? The children have to tell you who I am. Voi știți cine sunt. You know who I am. De aceea, that's why, trebuie să vă pocăiți. You need to repent. Trebuie să vă pocăiți. You need to repent. Nu să mergeți mânioși de la casa Domnului. Not to leave the house of God angry. Supărați că vi s-a spus adevărul. Angry because the truth was spoken. Ca să rămâneți mai departe oameni indiferenți și oameni lipsiți de mântuire. And to remain people who are indifferent and do not have God's salvation. Sărbătoarea Floriilor. The celebration of Palm Sunday. Trebuie să fie o sărbătoare a mântuirii. Needs to be a celebration of salvation. Nu poți pleca de aici cum ai venit. You can't leave this place the same way that you came in. Dacă pleci tot nemântuit. If you leave unsaved. Dacă n-ai spus astăzi. If you didn't say today. Iisuse, fii și Domnul meu. Jesus, be my Lord. Fii împăratul meu. Be my King. Curăță-mă și pe mine, Doamne. Cleanse me, Lord. Pentru că vreau să-ți mărturisesc bunătatea. Because I want to be able to testify about your goodness. Vreau să mărturisesc mântuirea ta. Because I want to testify about your salvation. Vreau să mă duc mântuit din locul acesta. I want to leave this place saved. Și vreau să umblu cu tine, Doamne. I want to walk with you, Lord. Sfințește-mă, Doamne. Sanctify me. Mântuiește-mă, Doamne. Save me, Lord. Strigă și tu, Osana. Cry out, Hosanna. Pentru că știi ce înseamnă Osana în limba ebraică? Because do you know what Hosanna means in the Hebrew language? Aceasta înseamnă, Doamne, mântuiește astăzi. It means Lord save today. Asta înseamnă Osana. That's what Hosanna means. Doamne mântuiește astăzi. Lord save today. Astăzi avem nevoie de mântuirea lui. Today we need his salvation. Astăzi avem nevoie de înnoirea lui. Today we need his renewal. Astăzi avem nevoie de binecuvântarea today lui. Today we need his blood.